Peste 40 de milioane de lei au fost transferați prin intermediul sistemului Mia Plăți Instant, lansat acum 3 săptămâni de către Banca Națională a Moldovei. Sistemul poate fi activat simplu și rapid în oricare aplicație financiară din Republica Moldova, confirmând doar numărul de telefon și contul de bază de pe care pot fi efectuate sau pe care pot fi primite transferurile. Doritorii pot modifica oricând contul de bază activând sistemul în nouă aplicație. Sistemul permite utilizatorilor aplicațiilor financiare să transfere bani timp de câteva secunde între toate conturile bancare și nebancare din țară, doar utilizând numărul de telefon al beneficiarilor. Noua modalitate de plată și transfer are deja 10.000 de utilizatori. Aceștia au beneficiat de transferuri ce pot fi efectuate non-stop. Seismul s-a produs la o adâncime de 15,5 km, potrivit Administrației Centrale de Meteorologie din Taiwan. În urma observațiilor din trecut, posibilitatea producerii unor cutremure similare după cutremurile majore este de 10 până la 20%, așa că vă rugăm să fiți atenți la cutremure încă o săptămână. Mai ales în următoarele câteva zile, este foarte probabil să aibă loc un cutremur mare. Dacă se produce un cutremur puternic sub ocean, trebuie să fim atenți la un tsunami. Guvernul orașului Taipei a spus că nu a primit înștiințări cu privire la pagube majore, iar circulația metroului a fost restabilită la scurt timp după seism. Operatorul de electricitate Taipower a spus că peste 87.000 de locuințe din Taiwan sunt în continuare fără energie electrică, adăugând că cele două centrale nucleare ale țării nu au fost afectate de seism. Operatorul feroviar de mare viteză a spus că nu au fost raportate pagube sau persoane rănite în trenurile sale, dar a anunțat că garniturile ar putea avea întârzieri în perioada verificărilor. Președintele Taiwanului a menționat că toate structurile responsabile sunt în alertă. Suntem în alertă maximă, vom lucra pentru a depăși această situație. Vă mulțumesc! Agenția Oficială de Presă din Taiwan a spus că acest seism este cel mai mare care s-a produs în insulă după 1999, când un cutremur cu magnitudinea de 7,6 grade a dus la moartea 2400 de persoane, distrugând și avariind 50.000 de clădiri în unul din cele mai grave cutremure din această țară.